Da, am revenit a doua parte a emisiunii noastre în care îl avem ca invitat pe consilierul local PMP, Silviu Roșoru, consilier din partea opoziției. Citim și câteva mesaje, domnul Roșoru. Când se asfaltează strada Bazalt și trotuarele sunt foarte stricate. Acolo, cred eu că acolo trebuia să înceapă asfaltarea din punctul meu de vedere. Deci de acolo trebuia să înceapă asfaltarea către centru. Acolo s-au făcut doar plombări. Asta este, nu e nicio problemă. Da? Cred că cât de repede, dar după Revelion, asta se va întâmpla. Da, mai avem o intervenție telefonică. Bună seara! Alo? Da, să rămâi la doamnă. Bună seara! Stimate domnule, vă rog foarte mult, s-a făcut Caraimanul, dar ele sunt aploat acum, nici nu pot să intre fără cizme. Toate aleile care sunt din Caraiman spre blocuri sunt gropi. În primul rând, într-al doilea rând, la Crâng, așa cum a spus antivorbitorul mai înainte, nu este adăpost pentru mașini, să stai să aștepți. Nu este nici la venire, nici la plecare. Este tot este, dar la Crâng, e lăsat de izbeliște Crângul. De la intrarea în Crâng și până la spital e o mizerie în Crâng, care vin străinii care au accidente și vin la spital să miră de mizeria care este acolo. Domnul Toma a avut grijă să facă pentru câini când Crângul a rămas foarte mic. De ce n-a făcut în Parcul Tineretului? De ce n-a făcut la Marghiloman? Acolo e partea dânsului și ia parte pentru dânsii. Acolo Crângul a lăsat cap de izberiște. Vă rog foarte mult să ia măsuri. Bună seara. Mulțumim pentru intervenție. Vă rog, domnul Roșoru, foarte pe scurt. Da, are dreptate doamna. E normal să dăm o atenție și peste tot, adică în toate locurile și în toate colțurile orașului, cred eu că o să sesizez lucrul ăsta și aspectul ăsta cât mai repede și aceste adăposturi trebuie să existe în fiecare stație de autobuz pe tot teritoriul municipiului. Bun, mizeria despre care vorbea doamna de dinainte și care este acolo ține de direcția silvică. Este acel tronson între Crâng, între intrarea de la Crâng, mă rog, și astea sunt motive, și spitalul județean. Stați mai un pic, care motive? Păi nu e acolo direcția silvică? Da, dar se poate conlucra foarte bine. Domnul Pitiș este... Dar noi de ce nu vorbim de oamenii care fac lucrurile astea? Da. Domnul Pitiș cu domnul Toma foarte bine, să înțeleg foarte bine, să întâlnesc la ședinți. Nu știu dacă să înțeleg foarte bine. Ar trebui atunci să înțeleagă foarte bine și domnul Pitiș este consilier județean. Ce mare filozofie să apeleze, știu eu, la câteva firme de salubritate și să facă, să colaboreze foarte bine și să facă curățenie. Păi că e alu ăla sau că este alu altul, nu facem nimic așa, lăsăm lucrurile în paragină. Da, am un apartament de 34 de metri pătrați, locuiesc în micro 14 într-un apartament de două camere la parter. Nu avem balcon și nici uscător în bloc. Suntem 5 persoane, 2 adulți și 3 copii. Iar copilul cel mic este sugar, are 3 săptămâni. Credeți că este sănătos pentru el să măsug rufele în casă? Asta în cazul în care ar mai avea loc un uscător de rufe. În momentul de față, noi ne uscăm rufele în grădina blocului. Vor fi modificări în privința asta, deci nu... Tocmai în urma acestor reacții, spuneam și mai devreme, se va modifica articolul acela cu uscatul rufelor. Tot așa de uscat, zice cineva că ar trebui cei de la primărie, mă rog, doamna consilier, cea care a spus, era dat câteva detalii. Da. Și a picat pe domnia sa, să zicem, a picat avalanșa asta de reclamații, a picat pe dânsa. Doamna se ocupe de lucruri mai importante pentru cetățeni, să facă locuințe pentru tine, să creeze locuri de muncă. Da? Încă un telefon? Citim după aceea și alte mesaje. Bună seara! Bună seara dumneavoastră și domnul Roșoru!
I-aș pune întrebare domnul Rosioru, da? Consilier a primăriei. Domnul Rosioru, ce se întâmplă cu canalizările de pe Marghiloman? Seara, dimineața, nu putem trece de-a mirosul canalizărilor? Nu se spală canalizările. De-aia domnul primar se face. Da, este problema companiei de apă. Trebuie colmatate. Cred eu că o să aducem la cunoștință acest lucru și cu siguranță domnul director trebuie să rezolve această problemă. Am canalizare chiar în fața porții mele. Nu pot să se nuța geamuri deschise, că zici că este hoi. Ne îmbolnăvim, avem copii minori, mici, am copil de poate în caz de 2 săptămâni. Foarte bine că a sesizat acest lucru. Cu siguranță o să le aducem la cunoștință și dacă nu se rezolvă, imediat ne anunțați. Dacă mergeți de la mine la poartă, că sunt unde stau, până la micro 5 la poartă, nu putem merge pe stradă de a miros. E cald, că e răcoare, ăla s-a miros. Am puțin. Da. Bun. Mulțumim. Mulțumim. Mulțumim, doamnă, pentru intervenție. Am înțeles perfect cu ce problemă vă confruntați. Haideți să vedem. Zice cineva, am un apartament. Nu, pe asta l-am mai citit. Mă deranjează foarte mult copiii care se joacă cu mingea în fața blocului. Să fie inclus și în regulament să fie interzis. Ia ziceți, domnul Roșoro, cum e? Da, aici există o problemă. Sunt numeroase sesizări de la cetățenii orașului. Cred eu că trebuie să existe un program și de joacă al copiilor, fără să deranjeze și să tulbure liniștea publică. Aici, în momentul când apar astfel de lucruri, tot poliția locală, tot ei se ocupă de liniștea și siguranța cetățeanului și cred eu că lucrurile va merge într-o direcție bună dacă va exista acest program de joacă. Altcineva zice așa, mulțumim că se vrea un oraș curat, dar am descuturat cearșaful în care am dormit, o pătură unde le scutur la geam. Nu pot că iau amendă pe scara blocului, aici nu e punct, nici virgul, nimic. Pe scara blocului mă cer cu vecinii, pot să aspir cearșaful, îl bag la spălat în fiecare zi. Să ne dea prafuri de purici. Da, sunt probleme și probleme, dar cred eu că se va rezolva această situație. Da. Foarte multe reacții cu regulamentul ăsta. Normal și foarte bine că ni s-a duc la cunoștință, pentru că numai așa putem să, știu eu, să facem un regulament în care lumea să fie mulțumită. Bun, cineva ne sesizează o problemă cu o asociație de proprietari în zona Caraiman. Rugămintea noastră este să luați legătura cu doamna Jipa, patronela de la primărie, dânsa vă va îndruma cum veți putea să desființați această asociație. O problemă legată de faptul că mai mulți locatari s-au rupt, au făcut asociație, mă rog, și vor să desființeze. Da, se poate rezolva această problemă. Ați îndrumat-o foarte bine către doamna Jipa și o găsește tot timpul la primăria municipiului. Încă o intervenție telefonică. Bună seara! Bună seara! Să rămână, doamnă! Câteva probleme aș vrea să ridic și eu. Vă rog! În Parcul Tineretului, la locul mare de joacă, nu se pot monta niște canapele, niște bănci, măcar de jur împrejur, pentru că se face coadă. Ne pândim unii pe alții când mergem vara cu copiii. Bănci, cred că sunt vreo 2-3 sau cât. Sunt bănci, sigur sunt puține. Sunt, dar foarte puține, că nu vin numai cei cu copii mici care să meargă după ei să-i supravegheze. Cei mai măricei trebuie să-i privim de pe margine și unde stăm. Gardul ăla ne teamă că se mișcă, umbră n-avem, stăm în picioare. Da, ar fi bune băncile să fie jur împrejur, dacă acolo e o zonă, e o zonă de, dacă nu se e un cerc acolo. Sigur că da. Am înțeles, da. Bună. Și o altă problemă, nu ține neapărat de primărie, ci de poliție. După ce s-au înființat cele două stații de la Piața Săracă, n-au mutat și trecerea de pietoni. Am înțeles. Este o mare problemă, pentru că oamenii au tendința să traverseze la stație.
Da. Nu să se întoarcă înapoi cu bagajele, cu copii, să meargă pe trecere. Da, e bună și această observație. Da, observație, da, mi se pare normal, adică să nu avem astfel de evenimente, că oamenii se grăbesc la mașină, nu mai țin cont că trec sau nu trec. Bun. Și o a treia problemă, vă rog, voiam să vă întreb, de ani de zile, clădirea aia monstruoasă din zona Pietei Centrale, ce ar trebui să fie? Ce e cu ea? Care clădire? Faptul că clădirea aceea cu două, trei etaje pe colț, da, vis-a-vis de... Da, 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 spunem, da, s-au da început niște lucrări acolo, au fost abandonate, văd că nu, n-au fost abandonate, ne... este un proces. În zona Pieței, am înțeles că atunci când au fost abandonate în context, da, da, n-ai da, cum da, să... Da, acoperișul Pieței au trebuit să ceară aviz de la Ministerul Culturii, fiind o zonă istorică, dar respectiva persoană fizică, juridică, ce-o fi, cum a căpătat aviz să facă monstruozitatea de construcție? Doamnă, vă mulțumim foarte mult pentru cele trei aspecte sesizate, pertinente, de da, altfel. Vă rog, da, asta cu clădirea, știți ceva mai mult? Știu că acolo există un proces, justiția își va da... va da verdictul și cred eu că se va lua o măsură, dar până nu se va termina acest proces, lucrurile vor stagna așa cum sunt acum la ora actuală. Bun. Ne apropiem de ultima parte a emisiunii noastre. Haideți să dăm materialul cu grădinițele. A fost mare scandal la vremea respectivă când s-a aprobat în Consiliul Local să dea primăria 1000 de euro lunar pentru ca mai multe grădinițe să funcționeze în casele unor buzoieni. Da, pentru nu că nu exista normal, spațiu da, pentru grădinițe. Da, nu mi se pare normal. Înțeleg că între timp există câteva soluții. Haideți să urmărim materialul după care revenim. Primăria Buzău plătește lunar pentru 5 locații în care funcționează grădinițe între 3.000 și 5.000 de euro chirie. Încă din momentul instalării, primarul Constantin Toma a chemat la renegociere proprietarii caselor în care funcționează grădinițele de lux și a reușit să mai scadă prețul, însă tarifele au rămas tot foarte mari. Primăria municipiului Buzău are în acest moment 5 contracte, dacă nu mă înșel, pentru închirierea unor imobile cu destinația de grădiniță. Încă din vara anului trecut am căutat soluții pentru diminuarea acestor chirii. În cele mai multe cazuri, domnul primar, în urma unor negocieri cu proprietarii, a reușit să obțină o anumită reducere a acestor chirii. Tocmai de aceea, primăria municipiului Buzău caută soluții pentru ridicarea unor grădinițe noi, astfel încât să nu mai fie necesară plata unor chirii exorbitante. Scopul nostru este acela de a avea propriile spații de învățământ. Pot să vă spun că la acest moment suntem în lucru cu un proiect european pentru extinderea unei grădinițe din municipiul Buzău, care va prelua o parte din populația preșcolară. Totodată am demarat un proiect pentru construirea unei grădinițe de la zero pe fonduri europene și avem în intenție de a accesa și un proiect guvernamental pentru o nouă grădiniță în municipiul Buzău. Contractele sunt în vigoare, însă încercăm în măsura fondurilor disponibile și a liniilor de finanțare deschise la acest moment să rezolvăm această problemă prin construirea unor spații noi cu destinația grădiniță, astfel încât să primăria municipiului Buzău să beneficieze de propriile spații moderne și care să corespundă tuturor normelor pentru securitatea preșcolarilor. Una dintre cele mai mediatizate grădinițe de lux din municipiul Buzău este cea de pe strada Poet Teodor Neculuță, din cartierul 23 August. Aici funcționează grădinița cu program prelungit numărul 10 și grădinița cu program normal Pinocchio, iar primăria plătește o chirie de 5.000 de euro pe lună încă din vara anului 2015. Da, vă rog, domnul. Da, nu mi se pare normal. Vreau să transmit pe această cale că eu am fost impresionat de o grădiniță, cea de la parohia Sfânta Paraschiva, domnului, a părintelui Sava, directorul seminarului.
este un model și cred eu că astfel de locații ar trebui înmulțite în orașul nostru. Cred eu că trebuie să luăm exemplu domnului părintelui Sava și ca spații sunt suficiente unități de învățământ care poate să ofere, de exemplu, liceul numărul 5, liceul numărul 3. Adică s-ar găsi spații unde pot fi amenajate grădinițe, chiar dacă acolo, știu eu, e o unitate de învățământ liceală sau gimnazială, se poate să cedeze pentru grădiniță. Dar lucrul ăsta nu s-a făcut și cred că ideea mea ar fi binevenită să se pună și în aplicare. Cu intervenție telefonică, bună seara! Bună seara, stimați domni! O întrebare pentru domnul consilier. Vă rog. Dacă se poate. De fapt, o observație referitor la regulamentul ăsta nou pe care vrea să-l voteze primăria. Referitor la inscripțiile de pe pereți, așa numitele graffiti. Deci personal locuiesc la blocul Camelia și aici, de la primul bloc până la ultimul bloc, apar în fiecare zi tot felul de inscripții. Zona garajelor acolo este cunoscută în numea liceenilor și cred că ar trebui să o știe și inspectoratul școlar, drept la groapă. Deci acolo să înghesuie în timpul zilei care trag chiulul, elevii de la pedagogică, de la liceul de arte, deci cam ăștia sunt clienții. Și în plus, în afara orilor de școală, până noaptea târziu, la 1-2, este un fel de bar clandestin, unde se poate vedea consum alcool, droguri, fac și alte prostii și așa mai departe. Noi am sesizat poliția locală în nenumărate rânduri, că dacă ar sta să ia la scuturat, aproape unul din doi are și preiul de vopsea la el. Și nu s-a făcut nimic. I-au prins, i-au legitimat și cu atât s-a rezumat toată acțiunea. În nou regulament, noi suntem obligați să le facem fațadele și luăm amendă. La unul din blocuri am refăcut fațada, ne-a costat 120 de milioane. La o săptămână au apărut primele inscripții iar. Noi ce facem? În fiecare an trebuie să văruim fațadele. Pe de altă parte, pentru făptuitori, pedepsele sunt mult prea mici și nu se ia nicio măsură pentru recuperarea prejudiciului. Cred că măsura asta ar trebui reanalizată în cadrul Consiliului și să nu se voteze așa. Pe de altă parte, deci, domnul Toma, într-o emisiune, a primit mesaj din partea mea referitor la această treabă, dar s-a spus că sunt opere de artă și să nu îi deranjăm pe vieții copii. I-am spus, domnule, zic, bun, la noi, la Asociația de Proprietari, n-aveți nimic, dar opere de artă sunt și la bazar, acolo unde s-a refăcut bazarul, că în fiecare zi apar alte inscripții și poliția locală care trece pe acolo, care ar trebui să aibă pe inventar respectivele locuri, trece bine mers și salută cu cei care stau pe acolo. Deci, încă o dată, rugămintea mare este să scoateți din regulament chestia asta cu sancționarea proprietarilor care au inscripții pe fațade. Bun, mulțumim pentru intervenție. Interesantă analiza asta. Sigur că da, și e binevenită. Și cetățeanului din Buzău, pentru că... E normală. E de discutat aici. Acum... Poate pentru unii grafiti reprezintă ceva frumos. Da, dar acest lucru trebuie să făcute, știu eu, sunt suficiente hale abandonate, sunt case, acolo să meargă și să își exercite sau în locuri organizate, să facă concursuri. Cred că sunt, e adevărat, se organizează așa ceva, concursuri de grafiti, dar într-un mod organizat, nici de cum să apară așa oriunde, poate oamenii nu sunt toți cunoscători de artă sau agrează acest gen de artă. Foarte bine a spus, acești oameni trebuie sancționați și chiar să aducă reparația acelei clădiri. Da, ultima intervenție telefonică în această emisiune. Bună seara! Bună seara! Vă ascultăm! Am înțeles că de luni se bagă niște autobuze care s-au adus în trasee. Da.
Nu știu cum s-au programat. Eu aș vrea să vă spun că pe traseul 5 circul. Pe traseul 5 erau 16 mașini și tot erau aglomerate. Acum mai sunt 7 mașini. Să facă 16 mașini la loc, cel puțin. Dacă... Vor intra și pe traseul 5. Da, vor intra. Da, dar să bagi în așa fel pe traseele care sunt aglomerate cel puțin. Să nu mai fim aglomerați așa, că nu toate traseele se potrivesc. De exemplu, unul îi vai de capul lui, ăla are doi călători pe cursă. Cu siguranță pe traseele 7, 8 și 5, și 5 vor intra. Bine, mulțumesc. Mulțumim și noi pentru intervenție. Cineva ne sesizează faptul că, mă rog, să le zicem, să-i sesizăm pe cei de la un restaurant din centrul orașului, să monteze coșuri de gunoi, pentru că cei care merg acolo, că veți găsi afară numai pahare și pungi. În parcare nu este niciun coș, iar cel din stația de autobuz nu-l vede nimeni. Restaurant tip fast food. Eu aș avea o altă opinie aici. Abia aștept să intre în vigoare regulamentul ăla. Sigur că da. Că eu, din câte știu, restaurantul respectiv are suficiente. Adică dacă vrei, tu te duci la acel restaurant să consumi ceva, dacă ești așa cu bun simț, te duci frumos să ai coșuri destule. Sigur. Dacă te duci în afară cu sandwich-ul și mai arunci pe acolo pe jos, asta e o altă problemă. Da, o să ridicăm și această problemă, să nu le mai dăm autorizație celor care nu-și organizează foarte bine activitatea. Ce, domne, cum, adică, despre ce vorbim? Repet, de-abia aștept să intre în vigoare. Nu neapărat să fie o vânătoare din asta, nu, prin oraș. Nici de cum, dar așa, unde este rea voință, nici nu trebuie să poți să mai dai autorizație. Nici să nu mai... trebuie să vânezi. Sigur că da. Bun, domnul Roșoru, mulțumesc pentru prezență. Și pentru eu vă mulțumesc și dumneavoastră și telespectatorilor. Aveți care multe de transmis mai departe. Sigur și că noi da, la rândul nostru câteva timpul dintre aspecte le vom anunța către cei din Palatul Comunal, pentru că pot fi rezolvate fără costuri și în scurt timp. Le mulțumim celor care ne-au urmărit. La 19:30 nu ratați jurnalul Campus TV. Numai bine, la revedere!